You got me thinking of you in every step I take. Love Around este cel mai nou single semnat de Alexandru Manciu, un mesaj clar de dragoste pentru soția lui Olga. Da, este și o dedicație de dragoste și pentru soția mea, dar și pentru toți cei care sunt îndrăgostiți. Probabil a fost dedicație în momentul când am înregistrat această melodie, pentru că eram împreună în Germania și ea a fost primul om care a auzit această melodie, ca și toate care le-am realizat. Melodia am realizat-o cu prietenul meu, cu producător din Germania, Timofei Crudu, încă am trecut când am fost în Germania. Pentru că atunci am scris mai multe melodii și uite că am așteptat o zi în care totuși am lansat-o. Mă gândesc să fac un videoclip, dar nu promit cel puțin un timp apropiat, pentru că o să vedem cum mai stăm și cu alte puncte de vedere în afară de filmări. Asta ar fi partea financiară. Chiar dacă piesa a fost înregistrată cu mult timp înainte, a fost păstrată pentru momentul potrivit. Alexandru recunoaște că nu s-a temut că timpul care a trecut ar fi putut prăfui puțin această piesă și ar fi făcut-o să-și piardă din farmec. Poate și există uneori riscul, dar de obicei tendințele nu se schimbă atât de repede timp de o zi, două. De aceea, oricum, melodia făcută acum un an încă este destul de actuală, pentru că sunt utilizate practic tot aceleași, hai să spun, sunete, tot aceleași ritmuri și tot aceeași energetic care este folosită timpul. Până aici totul e clar, dar ce ne facem? Un interpret care vrea să progreseze și ține să atingă culmile succesului are nevoie de o casă de discuri și o echipă care să-l ajute și să-l îndrume. La noi însă, na, toți sunt pe cont propriu. Și atunci, cum progresăm? La noi încă nu sunt companii care să se ocupe intensiv de promovarea oarecărui interpret sau oameni care să se ocupe de acest lucru. Una. Plus la toate, nu avem o piață de desfacere mare în care să poți scoate un oarecare venit ca să poți să-ți permiți să achizi un producător sau un PR manager sau toți cei care e nevoie să ia în echipă pentru a face un produs. Primul pas ar fi să se creeze industria muzicală. Și atunci o să fie și restul. Atâta timp cât suntem toți pe cont propriu și fiecare face cum gândește și cum îi vine lumea mai bine și se promovează cum poate, este ceea ce este.